Superliga vă este oferită de Superbet. Continuă faza și o poziție de șut, dar preferă totuși o pasă Paraschiv și primul șut la poarta al Laure în trei partide. De fiecare dată când a înscris echipa sa a câștigat. Sibiu, spuneam, în revenire de formă, două victorii micuți, dar foarte inimos. Centrarea blocată, mingea rămâne însă în careu. Limai, gol! Ca un adevărat pivot, Argeșul a venit cu o defensivă supraaglomerată la această partidă. Iată, o centrare deviată, e de ajuns. Ce bine pune piciorul! Ce bine pune piciorul Vesel Limai, cu toate că... nu cred că are cineva ce să reproșeze vreunui fundaș de la FC Argeș. Stă cât de bine poate, încearcă să-l blocheze Toni Jiche pe Limai. Itobiai. Să vedem centrarea. Oh, complicată, complicată pentru Letița. Nu știu dacă nu cumva a și fost... Nu. Bine, e o centrare ratată, între noi fie vorba. Iată. Specifică pentru loviturile libere periculoase și într-adevăr Butean caută poarta! N-a fost rău, n-a fost rău șutul. Față de una dintre ele ar rămâne mică. Nu știu dacă nu cumva e avantajos și un rezultat de egalitate. Ce centrare bună și este gol! 2-0 și au prins și primul loc în clasament în sezonul regulat. A început play-out-ul pe loc de baraj după ce a fost depunctat. Iar acum este la egalitate cu primele două clasate din această secțiune a campionatului. Paraschiv are, spuneam, 13 goluri marcate în acest izolat. Trebuie să mai aștepte puțin. Trece Popescu, urmează șutul. N-a fost rău. N-a fost rău. Contraatac al Sibiului. Destul de multă lume la stadion. E adevărat, e și vremea frumoasă. Dar atrage, iată, Hermannstadt, deși nu neapărat doar pentru... Bine, nici Sibiul a avut doar două șuturi, dar bune de tot. Acum însă este gol, iată ce gol înscrie Kubemba. Argeșul revine nesperat. Foarte bine, foarte bine vine Kubemba. Este prima greșeală a sibienilor din acest meci. Prelungirea lui Bărbuț, Popescu și Limai cade, este o minge respinsă. Superliga vă este oferită de Superbet.